Decizia Marinei Almășan de a scoate o carte în amintirea lui Victor Socaciu nu a fost privită cu ochi buni de către toți cei care l-au apreciat pe artist, căci mulți au acuzat-o pe vedetă că vrea să se îmbogățească de pe urma exemplarelor publicate. Recent, în cadrul unui interviu pentru Playtech.ro, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la drepturile de autor remunerate, în contractul pe care l-a semnat cu editura. Marina Almășan, înțelegerea mea cu editura a fost foarte clară de la bun început. Cartea Marinei Almășan despre fostul ei soț, intitulată Ceasul iubirii, cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu, a devenit tot mai căutată în ultimul timp, deși a fost lansată de curând. Prezentatoarea TV a ținut să sublinieze, însă, că nu se poate vorbi despre un succes financiar pentru că, spune ea, a renunțat de bunăvoie la drepturile de autor remunerate, încă de când a semnat cu editura, trebuie să vă spun că înțelegerea mea cu editura a fost foarte clară. În contractul bilateral încheiat, am specificat că renunț de bunăvoie la drepturile mele de autor remunerate. Am păstrat doar o clauză prin care editura îmi cedează cu titlul de gratuitate un anumit număr de exemplare, cărți pe care la rândul meu le-am dăruit aproape integral prietenilor mei, a declarat Marina Almășan, pentru sursa amintită, pentru mine contează că am reușit să duc până la capăt încercarea mea. Marina Almășan a mărturisit că singurul ei scop a fost acela de a-și așterne povestea de dragoste pe hârtie. Nici de cum de a se îmbogăți de pe urma amintirii fostului ei soț, vedeta spune, însă, că probabil vor exista și persoane care vor cumpăra pentru a căuta subiecte de cancăn, niciun moment nu am scris această carte ghidată de un asemenea gând. Nici pomeneală. Pentru mine contează că am reușit să duc până la capăt încercarea mea, că volumul a apărut și el se bucură de succes. Am lansat cartea la București, la Deva și Giurgiu, urmează alte lansări, în funcție și de programul meu, la Băile Govora, la Brașov, la Alba Iulia. Este foarte posibil să existe și persoane care au cumpărat cartea pentru a afla mai știu eu ce cancanuri. Există câteva episoade mai nostime în carte, dar nu voi vorbi.